Bună ziua, dragii noștri! Cu foarte mare bucurie în suflet vă anunț că astăzi voi fi singur, așa cum am fost și în cursă. Și vom vorbi episodul acesta cu doi invitați extraordinari, un alt om singur din cursă, Lizuca, și cu Irina, al doilea reporter al nostru, pentru că, na, au fost Cipu și Teo, nu putea să nu fie Irina. Bună! Dar prima dragoste nu se uită niciodată. Ea este prima mea dragoste. N-am putut să vin în emisiune fără prima mea dragoste. N-am Doamne, doamne, cât am tras noi din cauza acestei despărțiri. Deci, Irina, care a fost reporterul echipei noastre. Da, a fost reporterul mea. După ce a fost reporterul echipei voastre. Da, deci a fost reporterița noastră. Nu vă citați. Mamă, și dacă n-ar fi fost la începutul acestei curse și la acestui joc, mie una mi-ar fi fost foarte, foarte, foarte greu. Dar nici măcar nu am adormit. Unde se dorm, frate, ai urcăit toată noaptea? Deci ești mai rău decât Cosmin, mâncați ajurata. Am crezut că mă odinesc. Noapte de coșmar, Guza a sfărăit, noi toate fetele ne-am revoltat și dimineață l-am legat, am vrut să-l pedepsim. Morning! What happened with you? He was bad. He was bad. Ah, okay. He was snoring. Snored all the night. He don't eat today. No breakfast for him. No breakfast. He's a bad boy. No breakfast for you. Okay. No. How was your sleep, guys? Yeah, actually, if we were just girls, it would be better. If he will not sleep with us, maybe it would be okay. Okay, good. I suppose you are hungry. Yes, how you about suppose correctly. Breakfast? Yes. Yes, your maybe. Breakfast is ready. Let's go. Okay, you eat this. Iar el zicea, nu mă lăsați cu doamna Adriana, nu mă lăsați cu doamna Adriana, cât de la A fost funny. A și jucat-o frumos doamna Adriana, că le-a ocupat cu cap. Da. Zis, nu mă dați la față, că mă doare. Știi ce nu s-a dat? A fost o fază foarte funny. Dar probabil că a fost prea doamna Adriana la un moment dat se duce și dă niște capace lui Cuza. Asta nu le-a dat, au arătat doar finalul. Aia a fost super caterincă, deci noi ce a făcut doamna Adriana, la față, da. I-a dat, deci Adriana ce a făcut? Taci din gură, nu numai din alea. Băi, noi eram toți afară și râdeam noi ca să nu deranjăm să își facă cineta până la capăt. Da, a fost funny. Romania have mountains 28%. You know, when you go to the green things like this, do you know the hills? Yeah, thank you so much. My friend, you are awesome. We have hills 25%. Do you know the all green? Yes, the Câmpia, very good. La Podiș am spus. And also we have Podișuri, but I don't know how to explain you. Very good, the Podiș. 17%. This is the another thing, yeah. Că nu știam cum să le spun. Să-mi spune și mie, vă dau frumos, cum se spune la Podiș în engleză? Ce? Cum se spune la Podiș în engleză? Explicați-mi și mie. Podiș? The Podiș. Ce? Cum? Mai bine de atât n-ai cum să zici. Valley. Valley? Da. Pentru că ai dealurile și ai valea, practic. Red Valley River. Nu știu, așa cred că. What is the name of the mountain range that crosses Romania? El a fost și bolnav când nu prea a fost la poate. E și foarte greu să le șoptești în român. Să-mi citească pe buze. E greu vorba aia, un român să-ți citească pe buze ce spui tu. It's fun. I told you. Now, you're right. Come on. It's a four. It's a zero. Se ține palma? Oh! Nu ești mult la geografie. Din asta mi-a luat și la palmă. Dar chiar v-a bătut astea? Mi-a dat ceva oase că șopteam. Șopteam, aveam câțiva corigenți. Păi cum să 2, nu șoptești, mă, dar e normal, mă, că vrei să mergi mai departe. N-aveai voie, era ca o inspecție pe bune. Oamenii au venit pe bune cu întrebări. Dar toată lumea a șoptit. Uite, Maria Speranța a trebuit să refacă proba pentru că n-a trecut. Serios? Da. Aseară a pus-o, i-a mai dat încă, nu știu, 10 sau 15 minute de analizare, să le explice tot. Very good, thank you, sir, thank you. Thank you, sir. Și acum ce fac? Și acum ce fac, exact. Și acum, primesc plicul de la băiatul ăsta. Draga mea, te aștept la Aman Citadel. Bețuca, cred că greșești plicul, asta era Lidia, sunt dragul tău. Ce fata ai, ce fata ai. Bă, mi-a dat plic, bă, m-am simțit prost, mă. Bă, mi-a dat plic și scrie așa, draga mea, te aștept la Aman Citadel. Păi cum, mă, draga, mă? Da, de ce, mă? De ce mie, mă?
Probabil s-a așteptat să fie Lidia. Da, exact. S-a așteptat să fie Lidia, că Lidia și-a zis că noi suntem fraieri. Eu cu Natanticu și cu ea suntem fraieri. Și uite-mă cum am dus. Păi lasă-mă să-ți arăt că te iubesc, lasă-mă să simți că te iubesc, nu că să-ți spun eu te iubesc și că ce semn tu pentru mine. Știu că poate are nevoie de vorbele astea, dar nu sunt eu așa. Iubire. Iubire. Ziceai de el că a venit cocoșat. Da, eu eram mai... Eu eram... Zici că aveam două picioare rupte. Îmi pare rău. Nu, să nu-ți pară. Cât de tare faci mai. Nu m-a chinuit nimeni. Mi-a fost foarte greu fără tine. Te cred. Deci chiar mi-a fost greu, mi-am dat seama că... Mi-e grea să plâng și... Că... N-am mai vrut, uite și acum dau lacrimile. N-am mai vrut să mai încep iar să fac circ, să plâng. Mamă, că se zice drăguț. You are so kind. You are so kind. You are so kind. Capul meu, Doamne, Iisuse Hristoase. Zic cum făceați mișto de mine. Hai de cap, cuza mai mult. Cuza, 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 cuza. Și el a stat cu tine astea două zile. Da, da. Aici m-a tot auzit. Thank you, sir. Thank you. Da. Te-ați văzut pe Elvira și pe Mihai? Nu. Da. Da. Măi, Elvira, uite, eu am înțeles exact ce a simțit ea, pentru că același lucru a simțit și eu și am văzut-o altfel de Elvira, Elvira care era neînfricată, nemuritoare, neorice, fără Mihai s-a simțit și la ea. Uite, când mi-a picat mie prima, vasul de pe cap, când mi-a picat vasul de pe cap, Elvira i-a picat imediat după aceea, pentru că probabil, nu știu, se întâmplă niște lucruri, știi? E foarte greu de descris în cuvinte, știi? Oamenilor de acasă poate le e ușor să zică, e, da, ia uite mă, ce slab ești că nu te-ai descurcat, dar nu e vorba despre asta, adică, nu știu, ceva, o parte din tine lipsește și mai ales când tu pui presiunea atât de mare pe tine. Când Irina îți spunea, tocmai în repetate rânduri, ca să amplifice sentimentul ăla de... Băi, este soarta, cum să zic, soțului tău, soarta așa în mâinile tale. Dar chiar așa a fost. Tu ești responsabil. Chiar și așa atunci, a fost. Da. Și atunci există două variante. Ori cedezi, ori nu. Băi, fetelor, vă mulțumesc frumos că ne-ai mulțumit de invitație. Ați venit în vizită. Ce îmi place să vă văd pe... Bă, voi chiar vă pozitivism așa că... Am zis că ne facem trupă. Noi ne potrivim. Ea cântă și dansez, nu? No. Da, eu dansez. Nu, no, o să bagă și ea voce, că rap. Are. Da. Dar știi ce bine dansează Irina? Deci ce să spunem, Irina este super dansatoare. Deci dacă o vedeți, ne bagă... Deci este, are super scheme, super schemix. A făcut Bredex de la... Da, Vegas. Și e cel mai frumos om și cea mai minunată reporteriță și persoana nu care... Nu mai lăudați atâta că mi se urcă în cap. Bine, ești nașpa. Când erau ele așa, n-a făcut cum ar fi. Mamă, că și tu mă iubești. Zi și tu, zi pe acum, în fața tuturor. Recunoaște. Acum sau niciodată. Ce să spun? Că mă iubești, că ți-a fost greu fără mine. O iubesc pe Elina și mi-a fost greu fără ea în Asia. Ce să mai spun? Mamă, dar ai părut ușor așa. Așa mi-a făcut, deci așa mi-a făcut tot timpul. Te joci cu sentimentele. Cum te vedea pe tine și vedea că mă uiți pe tine. Am înțeles, până la episodul următor vom încheia cu asta. Nu mai pot, că stăm aici până la pot. Bine, mă, iubiți-vă voi, o să iau și perna. Hai, Lizu, că până aceea am cont. Hai să facem finalul. Hai. Mai ținut de finalul? Mamă, ce am făcut aici? Care e? Într-o blondă și o brunetă. M-a făcut mama paleta. Până data viitoare, Asia Express continuă!